Ciao, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi vă tentez cu trufandale de primăvară, cartofi noi, dar nu oricum, prăjiți la cuptor, rumeniți cu ciuperci și usturoi caramelizat. Uite-le aici, bomboană de usturoi, nebunia, de să mănânc. Ca să obțineți și voi așa ceva, în doar 40 de minute, de cât îți dă cremoși cartofii, intră furculița în ei. Rămâneți alături de mine și o să mâncați și voi așa ceva bun în curând. Pentru rețeta de cartofi noi cu ciuperci și usturoi la cuptor, eu am aici cam 1,3 kg de cartofi noi, spușla înmuiat. Dacă nu am chef și probabil că vă spun de pe acum, eu nu le dau jos cojița asta, chiar dacă s-ar putea. I-am spălat foarte bine, două să-i las cu tot cu cojița. Deci, cam 1,2 kg de cartofi, 500 de grame de ciuperci proaspete, tip champignon, pot fi albe sau brune. O căpățână jumate, chiar două, de usturoi, căței de usturoi de cojiți, dar lăsați întregi. 35-40 de ml de ulei de floarea soarelui. Un pic de boia, nu pun chiar pe toată, aici am o linguriță cu vârf, probabil că pun jumate. Și sare. Cuptorul de acum ai pus la 220 de grade la preîncins, căldură sus-jos, ventilație. Grilajul pus pe treapta medie, pentru că vrem să rumenim, nu să fierbem cartofii. La cuptoarele pe gaz, temperatură maximă. O să scurg cartofii, îi șterg bine, ce vă zic și de ce, ca să nu avem urmă de apă. De ce să nu avem urmă de apă? Pentru că apa este inamicul rumenirii și noi vrem să rumenim ceva, nu să fierbem un suc propriu în abur. Și aia înseamnă că luăm o cârpă curată de bucătărie și îi ștergem exemplar, să scăpăm de toată umiditatea. Deci așa săracii sunt de felul lor, ca și legumă, dar să mai punem și apă în plus, nu. Așa că îi zvântăm bine de tot. Asta ne ajută în obținerea unui preparat de calitate. Că dacă zicem că sunt cartofi prăjiți la cuptor, apoi să fie prăjiți, nu amețiți acolo în abur. Și de-aia am ales și o tavă mare, largă, ca să am loc de toate ingredientele, preferabil să stea pe un singur strat, să nu stea claie peste grămadă. Da. Și acum că i-am șters bine, ne mai uităm la ei dacă mai ies probleme. Uite, ăsta e ok, direct în tavă o să-i pun pe măsură ce-i tai. Noi avem rețeta asta pe blog, de vreo 10 ani publicată. Uite, cam așa îi tai, da? În bucăți, cam așa. Vă las link în descriere. În primul rând e o rețetă de post foarte faină, dar e și o garnitură foarte bună pentru cărnuri, fripte, grătare sau fripturi la cuptor. Uite, aici mai scoatem ce nu ne place. De nu arată foarte bine. Și pe urmă tăiem. Așa. Ideea e să fie dimensiunile asemănătoare ale pieselor, ca să facă deodată. Ăsta are probleme, n-are nimic. Foarte ușor să face, să-i joacă de copil rețeta și rezultatele sunt grozave, dar să aveți încredere că trebuie neapărat să folosiți temperatură foarte mare la cuptor, nu să îi amețim acolo să se rumenească. Cartoful nou e mult mai apos decât cartoful vechi, la fel și ciupercile, și o să vedeți că nu se pune deloc lichid, că nu-i nevoie, că lasă ciupercile. Da? Și am pus cartofii. Și din prima le dau și o sărare, așa lejer, o să mai pun și pe ciuperci și amestec aici cu mâinile în tavă. Ciupercile, no, astea mari le tai în patru, pur și simplu, da? Așa, și le arunc în tavă. Hai să pun mai multe aici. Astea care sunt așa le las ca atare. Pe asta hai cu tai în două, dar am multe care sunt micuțe și le las întregi. Ele scad foarte mult, știți voi cum e, cu ciuperci, uite ce drăguțe, asta e mică de tot.
De-aia nu mai rămâne nimic de ea. Pe asta o tai în două. Pe asta mare în patru. La fel. S-o fac și așa. E chiar foarte mare. Uite, și pe asta pot să mai tai odată. Și așa mai departe cu toate. Ne orientăm în funcție de dimensiuni. Asta e suficient în două. La fel, tot ce aici, astea sunt două. Hai că asta e mai mare. Și asta în două. Și le-am pus și pe ele. Și am terminat cu tăiatul. Acum ce fac? Căței de usturoi, îi arunc printre și o să-i bag eu mai pe dedesubt, că ăștia se vor confia acolo, o să fie ca niște bomboane caramelizate. Nu-i tai mai mărunt, să nu mi se ardă. Mai vin cu o tură de sare acum și pe ciuperci, că știu eu cam pe unde-s. Și ce mai pun? Boia. Pentru extra culoare și aromă, dar nu foarte mult, așa de uite, de 2-3 ori iau. V-am zis-o că nu o pun pe toată cât e acolo. Și uleiul. Ei bine, ulei trebuie. Așa cum e, 40 de mililitri de ulei pun aici peste tot. Și acum cu mâna amestec totul. Bine de tot. Eu la astea nu le pun alte arome. Dacă vreți rețetă de cartofi cu rozmarin, vă las în descriere. Avem și cartofi cu cimbru și usturoi, dar astea exact așa, cum îs ciupercile cu cartofii noi și cu usturoiul, este fantastic de gustoase. Sau invers, le zicem, cartofi cu ciuperci. De bine, de tot, să văd fiecare ciupercă că e cu păprică pe ea. Și acum aranjez tot, să am de toate peste tot. Tort preîncins la 220 de grade, nu punem apă, nu acoperim cu folie. Exact așa cum e tava, o bag în cuptor, pe treapta din mijloc. După 20 de minute le dau amestecare, ca să rumenească uniform și mai las după aia, ca am 40-50 de minute cel puțin, la 220. Și o să vă arăt când e gata. Na, ce ziceți? Uite aici cum arată. Superbi, ciupercile rumenite, cartofii rumeniți, moi, uite aici cât de cremoși. Usturoiul, am zis că se face ca o bomboană caramelizată, uite-l. Superb. Mai îmi rămâne altceva decât să îi prestar cu pătrunjel verde tocat și să-i aranjez pe platou. Gata de servire. Nu, ce spuneți, dragilor? Cartofi noi cu ciuperci rumenite și usturoi caramelizat. Uite-le aici cum arată. La cuptor. 40 de minute s-au făcut. V-am arătat cât de moi cartofii. Uite aici. Ceva de vis. O garnitură grozavă sau o rețetă de post. Nu uita să recomand Savuri Urbane și prietenilor tăi, să ne dai un like, un share, adică să ne distribui rețetele și să ne vedem cu bine data viitoare. Ciao!